Înainte de toate, vreau să vă spun că acum puteți deveni membri apăsând butonul Join sau folosind linkul din descriere. Membrii au unele beneficii, de la update-uri în comunitate până la accesul la poveste de îndată ce e postată, cu până la 24 de ore în avans. Și bineînțeles, numele vostru va apărea aici, la loc de cinste. Și nu uitați să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o, să lăsați un like, un comentariu și un share. Mă ajută foarte mult și mă motivează să continui. Înainte să trecem la poveste, vreau să vă urez un Crăciun fericit alături de familie și de cei dragi. Și de acum înainte, așa cum i-a sugerat un abonat, Cătă5092, întrebările vor fi din poveștile anterioare, așa că fiți sigur că n-ați ratat nicio poveste. Primii 5 care răspund corect vor avea comentariile afișate înainte de quiz. Întrebarea de azi este: cum o cheamă pe sora lui Caponaru? A. Elena, B. Irina sau C. Crina? Lăsați răspunsul repede în comentarii, aveți 5 secunde. Gata, ați răspuns? Și acum să trecem la poveste. Hai salut, eu sunt Gigi. Băi frate, în copilărie nu avea multe modalități de a face rost de bani, în afară de banii primiți de la părinți, care nu erau foarte mulți, și de câțiva lei câștigați de pe urma celor decedați, nu aveam altă sursă de venit. Dar toată treaba se schimba când se apropia Crăciunul și Anul Nou, începea sezonul colindelor. Pentru noi era ca o mană cerească și nu ratam niciodată ocazia să facem un ban în plus sau o pungă plină cu dulciuri și fructe, mere, banane, portocale, de toate frate. Așa era când eram mai mici, toată lumea îți dădea de alegurii, ce aveau prin casă. Covrigei, biscuiți, bomboane, eugenii. Când am crescut mai mari, a început și lumea să sară cu banul, dar asta e altă poveste. Cred că aveam vreo 8 ani când a fost pentru prima dată cu colindul. Până atunci n-am avut curaj, eram doar eu și Senciuc și Morlocu. Dar ăla era mai fricos ca noi, așa că mai bine stăteam acasă. Ne mai duceam pe la Milică, pe la Mamaia sau Morlocu, la noi acasă și cam atât. Dar în anul ăla eram pe la Mamaia și a venit și Caponarul pe acolo. Era în ajunul Crăciunului, peste tot luminițe și beculețe, pe jos un strat de zăpadă bine bătătorită, era ca pe pârtie, afară fulguia ușor, ce mai atmosferă de poveste. Și ce zice Caponarul? Se duce în cu el la colindat. Ăsta venise pregătit, avea o stea mare cu o iconiță pe ea. Nu știu mă, să nu se ia cineva de noi. Sunt eu cu voi, Gigi, cine să se ia? Am auzit că sunt ăștia care -ți fură punga. Îi cunosc pe toți, dacă e ceva fugim, sunteți cu mine. Stai să vedem dacă ne lasă. Vorbim noi cu mama, vorbește și Caponarul, spune că are el grijă de noi și până la urmă ne lasă să mergem. Era aproape 5 seara, se lăsase întunericul. Atunci erau zone în care nu era lumină, becurile erau sparte și nu se vedea nimic, era beznă. Ieșim noi pe stradă, dar acum era o problemă, noi nu știam colindul. Bă, Caponare, noi nu știm colindul, mă. E ușor, mă, vă învăț acum, ziceți după mine. Steaua sus răsare, steaua sus răsare, ca o taină mare, ca o taină mare, steaua strălucește, steaua strălucește și lumii vestește. Și lumii vestește. Care bucurie, care bucurie, care bucurie. Da mă, și aici să fie. Nu mă, care bucurie. Așa e colindul mă, care bucurie. Parcă mai era Caponare. Nu mă, așa e, zicem varianta scurtă. Și mai repetăm noi de câteva ori că de când ne descurcam. Când uitam, repetam după el. Ăsta pe lângă stea mai avea și un fel de clopot mai mare așa și niște petarde de la el. Ia Gigi, ții tu steaua și tu dai din talangă, Senciuc. Din ce mă? Din asta mă, din talangă. Ce drecu e aia mă? Talangă mă, așa îi zice, se pune la gât la vaci. Și de unde o ai mă? Mi-a dat-o tata, o avea prin magazie. Asta avea două scopuri. Odată dădeam din ea când cântam și odată înainte să intrăm în curțile oamenilor, să vedem dacă sunt câini. Mai erau câte unii care lăsau poarta deschisă și înăuntru aveau un câine sau doi. Riscai să ieși cu pantalonii rupți sau mușcat de MS-DOS. Și tu ce faci, Caponare? Da mă. Tu ce ții mă? Da mă, țip dacă e. De ce să ții mă? Dacă e câine Senciuc, mă întreba Gigi. Ce câine mă, ce dracu zici? Na mă pâine, stai că ne dă oștea covrigi. Ce zici Caponare? E foame lu fractu mă. Bă, stai să trec în partea asta. Tu ce ții mă, eu țin steaua Senciuc talanga asta sau cum îi zice și tu ce faci? Eu dau cu petar de Gigi. Ai surzit dracu de tot. Vorbește mai tare Gigi. Am auzit mă, eu dau cu petarde. Dacă nu ne dă nimic, arunc cu petarde în curte. Să nu ne luăm pe coajă, Caponare. Nu mă, că așa se face. Și ne punem noi pe colindat, eu cum se ciuc stăteam mai în spate. Urmăiam și noi acolo. Bine, că nici Caponarul nu era fuego, dar știa versurile mai bine.
și după vreo două străzi aveam pungile aproape jumate pline. Intrăm pe a treia stradă, când un grup de vreo 7-8 copii în fața noastră. Ăștia intrau, colindau și când ajungeam și noi, majoritatea închideau porțile. Ce zice caponarul? Hai după mine, intrăm după ei. Și intrăm după ei, stăteam și noi mai în spate. Și când era la împărțit de ale gurii, stăteam și noi cu pungile. Nici nu trebuia să mai cântăm, frate. Mai intrăm după ăștia de vreo două ori și când să venim cu pungile, ce zice unul? Ei nu sunt cu noi. Pe cine faci gunoi, prostule? Bă, a zis că nu suntem cu ei, mă. Ta Gigi din gură. Am cântat și noi, mamaie. Minte, bre, intră după noi cu pungile. Haideți, mă, afară. Scoate caponarul două, trei petarde, le aruncă în curte la asta și când ies ăștia, ia steaua de mână lui ăla. O aruncă jos și calcă pe ea. Mă faci gunoi, mă? Vezi tu, prostule, vin eu cu tata. Ce faci, caponare, ne prinde ăsta cu tasul? Hai acasă, Gigi. Nu, mă, că nu ne prinde. Mă face pe mine gunoi. Ia, luați și mâncați și voi. Și scoate ăsta o bucată de cârnat, o luase de la aia din curte. Mâncăm noi cârnatul, mai colindăm vreo trei străzi și deja aveam pungile pline. Mai erau câte unii care ne guneau din curte, unii care se făceau că nu sunt acasă. Am intrat într-o curte și am cântat de vreo trei ori. Ăștia erau în casă cu lumina aprinsă, se uitau la televizor. Arunca caponarul vreo 5 petarde de alea mari și ăștia tot nimic, ori se făceau, ori erau mai surs ca el. Și cum aveam pungile pline, o luăm ușor spre casă. Când, la un colț de stradă, mai întunecat, strigă unul la noi. Bă, ia stați mă așa. Mă opresc eu cu Senciuc, caponarul o ia înainte. Bă, n-auziți mă? Caponare, stai așa mă. Ce e mă, hai să mergem. Strigă unul la noi. Cine mă, nu e nimeni. Stai mă așa, n-auzi? Și ies ăștia la lumină, erau trei, unul puțin mai mare ca mine și doi cam de vârstă cu Senciuc. Stați mă aici, o rezolv eu. Și se duce caponarul la ei, vorbește cu ei vreo două minute și se întoarce fără pungă. Gigi, dați-mi pungile. Ce faci, caponare? Cine e ăia, mă? Ăla mai mare al lui Pietroi. Dați-mi ăla să le duc. Hai, mă, să fugim. Nu, mă, e mai bine așa. Te îngură, caponare, cu colindul tău cu tot. Se duce și le dă pungile. Îi dă ăla mai mare o palmă peste ceafă și se întoarce înapoi. De ce le-ai dat pungile, mă? E un șmecher ăla, mă, n-aveam ce face. Hai acasă, Gigi, am înghețat degeaba. Stați, mă, că fac rost de altele. De unde, mă, că e târziu acum? Suntem și obosiți, dracu. Hai mă că fac eu rost, dar să nu spuneți nimic acasă. Și mergem cu el și dăm de grupul ăia la care le-a stricat steaua. Se duce la ei și se întoarce cu două pungi. Ce ai făcut mă, l-ai furat? Așa se face Gigi, am recuperat ce am pierdut. Și ăia ce fac acum? De unde recuperează? Iau și ei de la alții. Sau împart între ei. Hai acasă să nu vină ăla cu tasul și măsa. Ne dă caponarul pungile, le împărțim toți trei acasă și a doua zi o luăm iar la colindat. Dacă e ceva, fugim caponare, nu mai stăm. Nu umblăm iar degeaba, mă. Uite cum facem. Când umplem o pungă, mergem și o lăsăm acasă. Facem multe drumuri, mă, fugim de ei. Da, mă, cunosc ea, mă prind pe stradă pe urmă. Fugim noi, Gigi. Da, mă, și rămâi tu. Și ne punem noi pe colindat, mai o talangă, mai o petardă, un cârnat afumat furat și după vreo trei ore aveam pungile pline. O luăm spre casă, când apar iar ăștia după un colț, drept în fața noastră. Ce să mai fugi, frate, că erau la un metru de noi. Dați pungile încoa. Eu dă caponarul, hai și voi doi. Lasă-i mă că sunt verii mei mai mici. Comentez mă și îi trage o palmă peste ceafă. Dați-le mă pungile. Dau eu să dau punga când fuge Senciuc. Fugi Gigi! Arunc punga și o iau la fugă după Senciuc, ăștia după noi. Alergăm noi ce alergăm, dar după vreo 15 metri ne prind ăștia. Îl împinge pe Senciuc și îl dărâmă în zăpadă. Îi ia punga și pleacă. Vine și caponarul, îl ridicăm pe Senciuc și plecăm. Te dreacu de prost caponare. De cine ai mai chemă la colinda, mă? Să ne ia ăștia pungile? Poate o fi mână-mână cu ei, Gigi. Nu mă, dai ăla șmecher. Ce frică că te bate, îi spun eu lui mamaia. Stai, mă, hai că le recuperăm. Iar vrei să furi de la alții, mă? Nu mă, le luăm pe ale noastre. Și ne ascundem noi după un colț și așteptăm acolo. Caponarul îi cunoștea pe ăștia și știa pe unde stau. Trebuiau să treacă pe acolo să ajungă acasă. Și ne punem pe făcut bulgări de zăpadă. Făcusem aproape 20. În fiecare băgam câte o petardă mare. Eu cu Senciuc îi aveam pregătiți să-i dăm la mână lui caponarul. Ăsta avea scăpărătoarea în mână. Arunca și tare ăsta, de ce că e jucător de handbal. Când trecă ea, încep să arunc în ei. Îmi dați repede bulgări. După vreo 10 minute apar și ăștia. Aruncă un bulgăre caponarul și dă drept în pungă lui ăsta șmecherul. Râdă cu Pietroi. Îmi proșe cu bucăți de măr, de portocale. Se sperie ăsta și fuge. Punga s-a vărsat pe jos, a recuperat pe urmă câteva mere și nuci. Repede bulgări, Gigi! Și începe să arunce. Ăștia nu mai știau pe unde să fugă. Îl au ba în stânga, ba în dreapta. Unul lasă punga și fuge, celălalt se împiedică și cade pe burtă. Îl prinde caponarul și îi trage câteva palme și vreo două șuturi. Eu cu Senciuc luăm repede pungile și o tăiem spre casă.
Ce l-ai păli, mă? I-a căzut și căciula. De ce n-ai făcut așa de prima dată, mă? Mă pun rău cu ăștia, mă prinde pe aici. Și acum nu te prinde, mă? Nu, mă, că mâine plec la bloc. Mai vin pe la Paște. Uită până atunci. În perioada aia, caponarul stătea la bloc, undeva prin Dristol. Aici venea ori la mamaia, ori la bunicii din partea lui Tasu. Și cam asta a fost prima noastră întâlnire cu colindatul. În anul ăla a mai avut o încercare eșuată cu morlocul. Atunci a fost prima și singura dată când a venit și el la colindat. Dacă v-a plăcut povestea, nu uitați să dați un like, un comentariu și un share. Și subscribe dacă încă nu v-ați abonat. Apăsați și clopoțelul pentru notificări. Ce putem învăța din această poveste? Păi, dacă te duci la colindat, ai grijă la pungă, frate. Și ia și o talangă cu tine, nu știi de unde sare câinele. Până data viitoare, ne întâlnim când o vedea. Hai, pa!